Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În ultima săptămână a lunii septembrie, principalii eroi astrologici vor fi planetele noastre personale, Luna, Mercur și Venus. Luna plină de la sfârșitul săptămânii în zodia Berbec va deveni și o superlună, când Luna se află la cea mai apropiată distanță de Pământ. Un alt nume pentru luna plină din septembrie este luna recoltei, și este asociat cu faptul că în această perioadă au loc recolta finală și sărbătorile și ritualurile tradiționale dedicate acesteia. Pericolul lunii pline din septembrie este emoțiile de foc inerente zodiei Berbec, care vor influența nu numai reprezentanții tipici ai acestui semn mai multe decât de obicei. Riscul de a sparge lucruri va fi puternic pentru lei și săgetătorii tipici și, într-o măsură mai mică, pentru raci și scorpioni. Dar, în orice caz, în perioada de lună plină, este recomandat să vă controlați în mod special emoțiile, să încercați să nu acționați sub influența furiei sau să faceți promisiuni neplăcute. De asemenea, nu ar trebui să planificați cumpărăturile în viitoarea lună plină. Este mai bine să excludeți orice cheltuieli în această zi. Va fi extrem de greu să completați bugetul mai târziu, iar achizițiile în sine sunt puțin probabil să aducă bucurie. Quadratura dintre Venus și Uranus în perioada 28 și 29 septembrie va face starea noastră emoțională instabilă și nu va avea cel mai bun efect asupra sănătății noastre. La risc sunt cei ale căror boli cronice sunt asociate cu circulația sângelui, sistemul nervos periferic și glandele endocrine. Sectorul de afaceri va deveni, de asemenea, vulnerabil la diferite tipuri de fraude și intrigi. Cooperarea care a început în această zi poate deveni foarte problematică și poate aduce probleme mai târziu. Sectorul financiar va fi, de asemenea, supus fluctuațiilor. Și cea mai bună recomandare ar fi să reduceți activitatea în distribuția fluxurilor de numerar, să reduceți cheltuielile și, de asemenea, să eliminați orice fel de obligații de datorie. În zona relațiilor, conflictele, neliniște emoțională și supraexcitarea sunt cele mai probabile. Pasiunile de moment vor contribui la stabilirea unor conexiuni instabile care vor avea un impact negativ asupra reputației tale. Comportamentul excentric în dragoste va fi caracteristic chiar și reprezentanților elementului Pământ, Taur, Fecioară și Capricorn, care își pot pierde autocontrolul obișnuit pentru o perioadă scurtă. Trigonul Mercur-Uranus va aduce vești bune în domeniile afacerilor și finanțelor, precum și oportunității de a începe noi proiecte. Reorganizarea afacerii, remanierea echipelor și optimizarea proceselor de afaceri sunt deosebit de favorabile în această perioadă. Orice activitate intelectuală va avea un efect bun, promovarea examenelor și dobândirea de noi cunoștințe sau abilități va avea succes. Este favorabil să achiziționați electronice, echipamente de comunicații, precum și să vă schimbați imaginea și stilul vestimentar. Călătoria pe distanțe scurte va aduce nu numai satisfacție, ci și beneficii materiale destul de tangibile. Comunicarea cu prietenii va adăuga o bună dispoziție și va da un nou impuls pentru alte lucruri importante. În ceea ce privește sănătatea, orice proceduri de diagnosticare vor fi precise, iar tratamentul folosind metode și tehnologii inovatoare va avea un efect bun. Gemenii, Fecioara, Vărsătorul, Scorpionul și Capricornul se vor simți deosebită de armonioase în sfera profesională, rezolvând rapid și eficient problemele stringente și folosind cele mai originale și nestandardizate metode. Berbecul, Leul și Săgetătorul vor avea ocazia să-și îmbunătățească sfera materială, iar Racul și Peștii vor avea ocazia să-și îmbunătățească relațiile cu cei dragi. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!